29 de ani, Dorinel Munteanu a semnat astăzi contractul de jucător cu FC Argeș. Munteanu a refuzat să îmbrace tricoul cu numărul 8. Am 3 kg în plus și m-am îndeasă antrenorul, a glumit Munteanu. Șefii lui FC Argeș au primit și o sugestie, să încerce și ei modelul de la Benfica, un vultur care să zboare pe lângă stadion înaintea meciurilor. Dorinel Munteanu este jucător cu acte în regulă la FC Argeș, iar șefii echipei au pregătit o prezentare pe măsură fotbalistului care a jucat 131 de meciuri în echipa națională. I-au dat tricoul cu numărul 8, așa cum și-a dorit, și i-au pus poza chiar lângă vulturul de pe sigla clubului. Șefii echipei au acum o nouă dilemă, după ce au văzut că la meciurile echipei Benfica, mascota clubului lusitan, vulturul Victoria, a zburat deasupra lui Estadio Daluz. Fanilor piteșteni le-a venit o idee. Dorinel Munteanu a fost foarte bine dispus, a ezitat doar într-un singur moment, când i s-a cerut o poză îmbrăcat cu tricoul echipei.